în Israel, trec pe la noi pentru o scurtă probă, Ana Mari Donc și Cătălin Petrescu. Toată lumea azi dansează și mi-i dansă care frânge inimi și mi este șlagăr oricărui barzalon. Și mi este azi necesitate și mi are azi întâietate și mi este preferatul tuturor. Mai de mult părea un dans sălbatic, astăzi este un dans aristocratic. Mai de mult ciocat, dar astăzi este de plonător. Se lasă înainte în localul, astăzi la recepții și la baruri. Și mi este azi la modă și mi e senzațional. Dacă astăzi vrei să fii un bărbat și dacă vrei să fii modern, să fii unic, ar fi bine să dansezi un dans modern, să te miști în voie pe un ritm modern. De ești urățin sau ești un Adonis, de te cheamă Cătălin sau Moris. Dacă vrei o domnișoară asta să impresionezi, reușești doar dacă îi te adresezi. Toată lumea azi dansează și mi dansul care plânge inimi și mi este șlagărul oricărui barzalon. Și mi este azi necesitate și mi are azi întâietate și mi este preferatul tuturor. Mai de mult părea un dans sălbatic, astăzi este un dans aristocratic. Mai de mult ciocat, dar astăzi este leplonitor. Se dansa înainte în localul, astăzi la recepții și la baruri. Și mi este azi la modă și mi e senzațional. Fără repetiții live, să-i salutăm pe cei doi și să le mulțumim frumos. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreau să știu ce înseamnă Broadway-ul Budapestan. Broadway-ul Budapestan este un loc unde este cel mai celebru teatru de operetă și de musical după Viena, da, la Budapesta. Și acolo am debutat eu acum o lună în opereta Silvia, dar mai de mult. În primăvara anului acesta am debutat și aici, la București, la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian, tot în același operetă. Da, înțeleg și... că ai intrat în operetă un pic forțat și mai peste noapte. A trebuit să înveți foarte multe versuri foarte repede, este? Foarte repede și foarte multe coreografii alături de partenerul meu, care m-a ajutat foarte mult, te pup. Asta și e chiar m-a ajutat foarte mult, pentru că după cum ați văzut, am făcut niște prize, niște acrobații, da, mai periculoase. Era să te scape. Plecați într-un turneu interesant în Israel, despre ce este vorba, poate ne spune Cătălin. Nu, lăsați pe ea, că eu mai interpretez. Întotdeauna eu vorbesc. Deci da, suntem invitați în Israel în cadrul unui turneu de operetă, care va avea loc între 23 și 30 noiembrie. Și va fi un program special cu cele mai frumoase cântece de operetă. Vă așteptăm cu mult drag și pe voi și cei care sunt în Israel. Dar detalii se află pe www.anamari.ro, toate datele concertelor și spectacolelor. Da, mulțumim copii, Dani, mulțumim, ești de senzație. Noi, știți, Constituția nu ne permite să, pentru că la nunta lui Figaro a întrebat Dani cât se pune la plic.